Liderii PSD Hunedoara s-au inflamat de la faptul că Mircea Ioan Moloț și Tiberiu Balint au anunțat că județul Hunedoara nu poate începe lucrările la proiectele de infrastructură finanțate de Ministerul Dezvoltării din cauza unor primari PSD care au mers cu jalba în băț la ministrul Liviu Dragnea să se plângă că ei nu au fost consultați să depună proiecte la finanțare. Vreau să vă spun că această listă a fost refăcută de vreo 3 ori. Dacă ați vedea prima listă originală, toți ne-am luat cu mâna de cap. La intervenția primarilor PSD, în care, pe bună dreptate, s-au plâns că nu au fost consultați. Sigur că PSD-ul și-ar fi dorit ca toată suma să meargă la ei și de asta au făcut niște adrese direct la minister, încercând să ocolească Consiliul Județean. Ar fi o bucurie pentru noi să fie finanțate toate proiectele din județul Hunedoara, indiferent de calea administrativă pe care încearcă să le dea. Dar a spune că n-au fost consultați de către Consiliul Județean este o minciună. Mai mult decât atât, prin aceste adrese pe care dânșii le-au transmis, nu s-a modificat lista, însă a întârziat cu peste 30 de zile alocarea fondurilor. Din 18 proiecte acceptate la finanțare, în 10 cazuri primăriile sunt conduse de primari PSD, 5 sunt cu primari liberali și 3 conduse de PDL. Plângerile făcute de primarii PSD au întârziat lucrările cu cel puțin 30 de zile. Să nu-și dea seama președintele Consiliului Județean, dragii mei, că prin ordinul 632, că n-aveam lentilele apropiate, prin ordinul numărul 632, din 6-5-2014, vi-l și arat, vă fac și copie după el, viceprim-ministru al Guvernului României, Liviu Dragnea, semnează lista cu cele 240 de miliarde de lei alocate pentru județul Hunedoara. Celeritatea cu care Consiliul Județean a acționat rezidă chiar din aceste documente. Documentul primit de la minister în care ni se comunică finalizarea repartizării sumelor de către minister a sosit în data de 12.05.2014 la Consiliul Județean sub numărul 4873, iar în data de 13 deja contractele sunt semnate de către primari. Asta înseamnă că noi, de ieri, de la ora 12, când am primit hârtia, am și anunțat primarii care au și venit și în data de 13.05 avem deja contractele semnate. Noi am acționat cât se poate de repede, mai puțin întârzierea și documentele suplimentare pe care a trebuit să le transmitem ministerului datorită acestei minciuni pe care a propagat-o PSD-ul. Surprinzător este faptul că primarul Sorin Marica a semnat contractul de finanțare pentru investiții în comuna Sălașul de Sus cu câteva minute înainte de a-și lansa acuzațiile în conferința de presă organizată la sediul PSD. Mai mult, Marica nici acum nu știe ce documente trebuia să trimită în februarie la Consiliul Județean. Marica solicita bani pentru un drum comunal, în timp ce fondurile sunt destinate doar pentru drumuri județene.